frumos, are da, și un catalog. Deci... Bună dimineața, oameni buni, ce faceți? Sau bună seara, depinde la ce oră priviți acest clip. Eu mă duc către colegul meu Mihai, plecăm la detecție astăzi. E ora 7, să avem o vreme minunată. Și acum de dimineață mergem să căutăm câteva locații. Avem 5 locații, acum vedem care o fi bună din ele. Am studiat ieri aproape toată ziua hărțile și să vedem ce o să găsim. Da? Haideți că revin când ajung la locație sau la Mihai. Hai să avem noroc să găsim argint, să găsim bronzuri, nu știu. Sau ceva piese unice, nu știu. Poate avem noroc. Stați pe clip, apăsați pe butonul de subscribe și vizionare plăcută. Da, oameni buni, am ajuns și la locație. Sunt cu Mihai și am primul semnal. După un sfert de oră, primul semnal. Avem lucernă aici. Aici am mănuși noi. Mănuși noi? Ia că a căzut, a? Sau? Nu, aici. O figulă. Fibulină? Da, cred. A. Cred că uite, are o agățătoare. Poate să fie un parte dintr-o fibulă. Păi sigur e că e... Nu e sârmă de... Da. Oho! Nu e sârmă, daci că ceva. Că... Getul daci. Oamenii merg bine în lucerna omului. Da, dar nu e o strică. Noi o stricăm și plus că ne știe lumea pe aici. Tot timpul am astfel pe agropile, adică nu avem probleme cu proprietarii. E o fibulă, aș zice. Am lucrat sigur. O bucată dintr-o fibulă. Am un semnal de 80 la Deus 2 la Mihai. Nu e cu grou în balansul, dar... Nu pot să știu niciodată, ia să vedem. Dacă dădeam pe sul cu bobina, suna. Bobilă. Oh, de muschetă. Mamă, n-am mai găsit de mult. N-am mai găsit, da. Mamă, ce mare. Nu că mi-ar fi dur, da. E frumoasă. Asta se folosea prin secolul 18-19. Secolul 18-19 la armele alea, cum avea Florin Piersic în filme. Da. Cu țeavă din aia mare. Flinte, cu flinte. Da, da, se aude. Yeah. Oho. E ceva mare? Nu știu, ceva... Sună foarte, foarte bun. Ceva suprafață. Nu e vreo suprafață. Ia vezi. Mai jos? Mai sunt 5 cm. Îți dai bună să ai. E aproape. Mă vedem în parte. Ia de să mă bag eu. Așa, stai toată, o să bată să râbi. Ceva... Trebuie să fie ceva bun. Nu știu, e ceva bun. Ce fel de oaie ceva. Uite cât ai fierul. Da. Aici e bun, dacă. De pe la vreun lagăr, de pe la vreun... Discriminare ciuciu. Eu uitați ce am mai găsit, am găsit ceva frumos. O fusaiolă din plumb. Foarte frumos. Deci asta clar are peste 1000 și ceva de ani. Super piesă. Vedem ce am mai găsit Mihai, că a găsit o monedă romană. Vreau apa să curgă de mine. Ia până puțin, hai să văd. Hai dau puțin apă. Ia ține pe mână. Și dau puțin apă pe. Ia uite și moneda.
Uite, văd un S jos, e romană. Uite, zeiță aici. Da, mă, și scrie, nu scrie SC într-o parte și în alta. Ba, da. Senatul consult. Senatul scurt. E, cred că e Antoninian. Nu e capul radiat? Nu, pare. Are raze? Un împărat aici, cine o fi? Nu știu. Îl găsim, hai. Hai mai departe. Am fost să-mi iau pufăriciu, că am găsit ceva frumos aici. Să vedem dacă e nasture sau monedă. Ah, unde era? Uite aici. Ceva frumos acum, sper să mă descurc cu o mână. Uite aici, cred că e un nasture din asta cu... roată și cu aripi din asta de CFR. Ia uitați-l. Mamă, ce frumos. Are o roată și două aripi. Parcă CFR să fie, nu știu. Dacă știți voi să scrieți în comentarii. Deci o roată și cu două aripi. În câte mi-am amintesc eu, parcă CFR ar fi, de la CFR. Am mai curățat puțin. Ia uitați-l. B, S, Z, H, R. Și pe spate extra. Wow, ce frumos e. E superb. Serios. N-ai mai văzut asta. O, ce mișto. Și ia să te uiți și pe spate. E de la transport, de la armată, de la... Unde zici că ai să mă lași? E, cred că e militar. Militar. Cred că doar la băiți poze. Așa scrie extra. Ceva acolo, micuțe, aia. Aici. Plumb. Nu, e o bronzule, nu, micuț. E bulina. Ceva, da, poate să fie. Poate fi. Ce găsim un părțin, da? Un părțin. Ia să vedem. Sună peste tot apasul. E jos, în fundul gropii. Mai trebuie să faci ca zmaua odată. Mai dăm, că asta e bine. E bine, bine. Ia uitați-mă, oameni buni, ce a plouat. Că e umed, uite, avem noroi. Plouat zilele astea la noi. Bine că și la voi a plouat în toată țara. Și e cam umed. Nu mai vreau să împărt. Fii atent, nu mai vreau să împărt. Ia uite-l, frate. Ia-l tu pe tot. Ia vedem. La suprafață. Aici, în pietre. Ce l-ai nimerit din prima, așa cu... Îl iei cu mâna, păsă. Îl iei cu mâna, că puțin își făcea plajă. Facem ca scormonicile care... Da, scrie bine cu mâna. De acolo, sărmă. Sunt scomuri monitori. Aia. Fibule de aluminiu. Uite ce o avem. Sârmă. La cantare. Da, da. Sparge difuzor. E cu un sârmă. Așa cred că e cu noi. Ia. Bagă puțin ca zvam, că e acolo. E cu... Să spargi dreptul difuzor. E cu noi. Da? Da? E sigur? Da. E cu pie de... Pie de beri. Da, e foarte mult, ce trebuie noi. Asta e urmă de locuire, ui. Ia să vedem ce are Mihai acolo. Să vede ceva micuț de argint. Trebuie să scot apa. Țin-o în palmă. E o otomancă, oameni buni. Otomancă e? Da, e. Otomancă. Avem apă, ca lumea. Aaa, meu, da, mănușa. Eu, așa e. Gata. Da, seama că mai e frumos de atâta, nu se curăță. Ba, ce frumoasă e. E superbă. La timp bun, mă, înainte să se apuce de furat. Da, au... În 1585 au depreciat, deci asta e dinainte de 1585. După le-au făcut palea foarte subțiri, care s-au rupt. Din una a făcut 3. Da, au luat, puneau prea mult argint. A, ce mișto e. Ia. Frumoasă foc. Mamă, ce bine s-a păstrat, ia uite.
Când iar tu, wow, nimic, wow, nu corodează, mă, nimic, nu e, zici că acum ai bătut-o. Wow. Ceea ce fel, aici ai găsit tu sârmă. Da, și eu am trecut. Apoi ai găsit sârmă și acolo am găsit eu. Și eu am trecut sârmă peste ea, vezi? Și aici acția. Da, cu bobina peste. Yeah. Hai, se întâmplă. Uitați ce nesturel micuț. E medieval ceva. Foarte frumos. Și aici jos mai avem o cheie. Uitați-vă de cât o fite, 20 de 22. Un semnal aici fenomenal. Mie îmi dă 92-93. Și nu sună bun. În pietre. Deci un semnal cel mai bun de azi. Monedă comunist. Monedă de lumină. Poate să fie și ceva mare. Hei! Ce mă? Ce, mă? Am văzut argint eu. Obeda, bă, da. Uite cât ai ceas. E frumos. Eu am, știi ce, am văzut marginea și am zis, da, mă, să vezi cât a apare așa cadă. Da, când am văzut acolo. Și dacă e argint, ia, să vedem. Poate să fie. Așa nu vă Q-I-A-S, hă? Orex. Orex. Un ceas frumos. Orex, mă. Dac, antimagnetic, băi, antitank. Ceasul anti... tractoristului, oameni. Da, mă. Orex. Ia, a intrat apă. Numărul 4365. Stil, uite, scrie mare. A intrat pe geam, pe aici. Are cheița de aur, uite. Da, frumos. Uite aici o monedă. Ia să vedem noi dacă e romană sau medievală. Nu, nu cred că e argint. Da, nu prea să vede nimic pe ea. Păcate, nimic, nimic. Da, frumos. Fiți atenți că e monedă romană cu gaură. Uite aici împăratul, se vede capul cum se uită spre dreapta. Și aici are un text sus. Uite aici împăratul. Da, nu știu, mi este chestii care sunt ciudate, că nu știu, că fi cu roua de la ruleți. De la pantaloni? Nu știu ce, că curaulu, e, deci... sunt din mai multe metale. Curaulul sunt burebist. Și feroase și uite aici, vezi împăratul? Aici, aici. Uitați oameni buni ce am găsit. 50 de bani în zilele noastre. 50 de bani din 2007. Am o monedă, oameni bune, aici să scot eu apa, să vedem ce monedă am găsit. Wow, 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 vină cu oameni, hai. Este sterț. Hai să îl curăț eu mai bine. Te dau pământul de fapt. Ține mâna aia. Să-i dau cu apă. Ține mâna. Stai așa. Lasă așa că pe partea am curățat. Merge o mână. Gata? I-a întors eu? Da. Aia este. Wow, ce frumoase. Frumos. Frumoase, frumoase. Cine să fie aici? E după Undius, mă. După Undius? Că e, uite, e radiată să facă. N-are, n-are țepele și în cap, are. Are. E după Undius. Mișta. Wow, ce frumos. Frumos, alu. Cine-i? Cine-i ăla? Apară. Cine-i nenea ăla? Citește pe el, să zice, uite. Da.
Senat. Așa, da. Povara Senatului. Ne citește ce scrie acolo. Scrie Marcus. Marcus Aurel? Nu. Marcus scrie acolo. M-A-R. Sau nu? De după unde, de clar, e radiat capul. După unde, câți denari înseamnă? 2, nu? O monedă din asta, câți denari face? Mă, după unde se este jumate de sestăr. Jumate. Sestertul e mai mare, nu? Sestertul e de două ori cât ăsta. Ăsta e jumate de sestăr. Wow. Dar Marcus scrie acolo. Car, clar, uite, M. Ma. M. M-R-C-U-S Marcus M. Imperator. Aici scrie I-M-P, primele trei litere. I-M-P Sev. Aici scrie ca da. Cezar, Imperator, Cezar. Scrie I-M-P, C-A-S C-A-S, da, C-A-S. Așa, mă? Ce ce îl cheamă? Sev. Sever. Sev. Serv. Ia atenție aici să vedeți ce piesă după la tot așa. Și este medievală, probabil, nu știu, dar e când se găureau tucile, punea din plumb un dop. Topeau plumb? Topeau plumb și-l turna în gaură. De-aia găsesc străinii. Ați. Bine. Și l-a făcut frumos. Ai văzut, străinii mereu găsesc plumb. Da, plumb. În Anglia. Asta se face cu plumb. Și îl topesc și îl peticesc, cazane, tuciuri, ce aveau, oale. Da. Ia să vedem aici în paiele astea. E mai pe la suprafață, cred. Da. Dar e mai pe la, trebuie să întorci. Sunt paie pe aici. Sau sună el. Ia pasă odată. Dar uite, mi-a sărit pe mâini și pe telefon. A fost la suprafață, cred că, sau e micuț. Ceva pe acolo. Ușură, sârmă. Cercel de oaie. Sibulă. O sibulă. Și știi că ne-am de... Sibulă dacică, fii atent, exact cum am găsit. Cum ne-am uitat aseară, da. Da? Uite, ne-am... Uite, de argint? Nu știu. Pare de argint, doamne. Uite-te tu că vezi mai bine. Vezi, se vede balamau unde vine atârnat cuiu. Acu, adică nu cuiu. Da, dacică. Îl găsești în catalog. Am găsit pe catalog aseară. Este tot... exact de pe catalog. Ne-am uitat, e fibulă daci. Dacian fibulă. Da, geto daci de la... Da, bun și așa. Foarte frumos. Ia uite. Deci... Ce venea cuiu care venea pe sine. Băi, e clar că am și în catalog, este dacică. În catalog, deci, da. Oameni buni, fibulă... Aia de fibule romane. Uite, asta, uite, e dacică, asta e dacică 100%, da? După formă, pentru că am găsit un catalog. Aici avem un semnal la suprafață. Cred că am lupat aici, schimbă. Ia să vedem. Verigă. Verigă, da. Sempre monetar, cum ar zice lumea. Da. La primele monede. Nu, verigă de curelușe. Aveau curele. Ia de acolo, să auzim noi cum sună. 83, 84. E bă. Nebunie. Poți fi orice. Poți fi orice. Poți fi și gunoi, asta nu înseamnă că... Poți să fie un tub de spray. Deci mai dădea tractoristul cu spray când... Am scos. Oh. Tare sună. Să mă dă din soare puțin. Că și mi-mi place să văd. Ia să vedem. Câte ori, mă, cred că asta sună. Oh, monedă. Dar de ce sună așa tare? Pentru că monedă este foarte bună. Stai așa, stai să dau. E de zinc, bun pentru... Păi e de-a noastră. De-a noastră, normal, că numai de-a noastră găsim. E bun pentru un leu. Ha, e cu coroana de zinc. Nu? Da, nu mai da. Cu coroana. Da, se pontează ea. Cât e scorul la monedă? Păi nu știu, cred că e 3-3 sau la genul. Mamă, dar cum sună. Păi da, dar vezi, am dat pe aici și am trecut peste. Acolo e. Da, și le recepționează și repede. E repede, fast, instantaneu, deci când ai trecut acolo, pibe. Păi e pe toate tonurile, dacă nu mă știu. Pe toate, îți dai seama. Sunt toate tonuri. Ia uzele. Ia să vedem. Cred că e plumb, da.
Nu contează. E jos. Uite. De la ei, un plumb. Ruginit? Un... Nu e plumb, nu e. Un plumb, da. Te zici aici? Ia să vedem noi. Oh. Da. Oh, are model. Stai așa că are model. Da. Stai așa. Stai așa că nu ești. Mihai, ceva? Stai să pun dau eu. Ia, ține apa. Poți. Ia să vedem. Stai, pe dai alături, mă. Dai pe alături, mă, tine. Dai până să duce de pământ. Ține l drept. Apă, mă, goală. Și ca să trebuie să aibă oală în ea, oală, apă. Păi știu, dar am golit-o. Hai la mașină să o încărcăm. Hai să o încărcăm. Lasă-o și am paradit-o, oameni buni. Paradit? Da, pe partea asta e mai ok. După Undius. După Undius aici avem o zeiță. Trebuie să văd picioarele și stă. E mâna aici spre stânga și aici are un text. Aici e. Cum l-am aruncat așa? Hă? Habar n-am. Ce-a făcut, mă, tine? Unde e, mă, că se auzea bine? Păi se auzea bine, dar... Pe acolo, foc, foc, foc. Foc, foc, foc. Au căzut pe acolo, prin ierbă. Aia. A, nu e. Ia, mă, stai așa. Iarba asta, ți-a să l-am aruncat peste cap. La suprafață. Ceva micuț. Monedă. Lasă-mă că nu-i chiar așa. Hai la mașină, lasă-o așa. Lasă exact cum e. Lasă că nu-i chiar așa. O muie. Ia. Nu, e pare monedă. Pare mașina, ca să băgăm apă în sticluță. Avem aici o... Stai în pământ. Îi dăm așa drept pe pământ sau? Stai, ce facem așa întâi. Facem așa să vedem ce e. O nasture. Nu, o nasture. Ia. Doi. Dai. Romana. Roman. Antonia. Nu se vede? E bunica pe scaun. Bunica? Ha? Ba da, stă pe scaun. Stă pe scaun și în partea asta... Și aici un împărat cu... Are țepi în cap? Da, dar iată ce formă ciudată are. Foarte frumos. Păi așa a fost flanul, n-a fost rotund, a fost bucata ovală. Nu mai trebuie pucuruit. Păi așa. Avem apă proaspătă. Păi ce, că nici nu mai e. Îți ține o mână. Nu întorci-o? N-a aici. E topit. Așa sunt astea romane din bronz. Mi-a băgat îngrășăminte la Greuceanu. Bine, nici ele nu. Așa s-a găsit și în Anglia, la fel de topite. Se vede. Moneda. Aici, uite acolo una, aici altă. Aici a fost prima. Acolo una și aici, dar întâi ne-am dus la mașină și ne-am întors. Și ne-am întors tot, aici și eu, uite. Frumos. E romană, ce să mai. Nu-i vina noastră că le-am mâncat chimicalele din pământ. Probabil. Ce arătăm lumii aici? Ceva adâncă. Te-ai dat pe dip. O, uite, era în jumate, e frumos. Dar mai are 5 cm. A? Da, nu mai are. Ai luat mâna? Ce ai luat? Cuiu. Uite-l chiar acolo, cuiu. Cuiu? Da. Bol, dracu. Cui de-al nostru. Cui de-al nostru de la Dedeman. Da, mă. Bola, s-o, dracu.
N-are mă cum, ia stai așa. Sau mai fi ceva, ia vezi. Cuiu? Cuișorul, cred că a fost. Bă, m-a spart. Da, a? Sau? A, ăla. Ai luat un cui de jos de acolo. Bravo. Bun. Am găsit un nit din bronz, de la Cingulum, de la cataramele militare, nu? La centuri, cum purtau romanii. Păi ce? Venea înfipt în centura romanilor. Este aici un inel, că ar fi medieval. Rup de plug, ia uitați-l. Frumos. Să vedeți ce monedă a găsit Mihai. Wow, lui incredibil, cred că e siligva, a? Siligva, dacă era... Da, e... Întreagă, era bel... Ce ai de mine? Constantinus. Constantin, a? Constantin, am văzut. Ia uitați. Superb. Aici era împăratul. Hai, poate găsim cealaltă jumătate să o... Fi belea. Să o facem. Fibula, frate. Acu cu arcul, cu tot. Arcul, da. Mamă. Vedești. Este, nu? Ce frumoase. Exact ca din catalog. Ce mai vrei? Da. Ia uitați-vă și voi cum arată acu. E incredibil. Ceva mare. Să-ți pregătesc capacă. Sigur e bun. Wow, ce-i asta? Fibula. Nu, nu e fibula, mă, e ceva. Știi? Să nu fie modern. Este. Știi de ce? Care două nicuri, ha? Nicio. Bravo. Stai, mă, că cheltuiești apa pe... E bronz, mă. E bronz, știu, dar dai pe e... mărușile mele. E ceva de... E un obiect care a folosit la ceva. Bagă-l așa și îl spălăm acasă. Îl spălăm frumos. E clar nu e făcut la cumpărat de la Dedeman. E. La ce s-o fi folosit? Nu știu, dar o să aflăm. Da, e de la ei. Păi așa zic și eu. Oho, ce frumos. Uite, fie avem deci. Nou semnal. Dar niciodată nu bag bine. Uite acolo. Opa. Da, nu. Fibula. Fibula. Uite, exact, fii atent, același model cu balamaua aici. Daci. Și cu daci, gătești. Uite, ce frumoase. De aurită? Trebuie să fim, mă, de aur. Bă. Da, i-au fi fost aurită, na? Cum, mă, e aurită, Mihai, acolo? Ia stai un pic. Da, mă, văd, dar acum ce vrei să fac dacă a fost ia aurită? Ia să-ți mai de aproape. Ia, stau mai bine cu vedere. Bă, Mihai, e fibula aurită. Și mă, ce să-i fac acum, nu? Dacă era la vreun... Sau e bronzul, arată ca aur. Ia să vede, bronzul arată cam ca aur, dacă nu e corodat. Sau am eu vedenie. Pare suflată în aur. A fost aurită, da. Da. Nu? Poate. Dacă nu-i conservă... E bun. E bun. Vezi tu conservă? Nu văd nimic. Văd o lingură. Lingură ne-a platizat aici. Se mai albun aici? Ia să vedem. Să vedem. Monedă. Monedoța. Wow. Ma, bate hai palma. Este, bă. În sfârșit. Este, mă. Ceva mai de... Mai de doamne și ajută. Mai de calitate. Așa, mă. O, și femeie. Da, ia să fi. Faustina. E frumoasă, nu știu, vedem. Wow. E frumoasă, doamne. Uite mai aici cu apă caro. Dai cu bufariciu. Wow. Ce înseamnă materialul bun? Materialul, cred. Este metalul bun. Argint de calitate. Argint de calitate. Nu ce-am găsit până acum. Asta, da. Da. Ia. Pe frunte, da. Pe frunte cu ea. Hai, așa, că m-am dat pe jos. Pe frunte cu ea. Mă cheamă, căpante. Așa. E domniță. O doamnă. Ritualul denarilor. Faustina. Dacă nu fi Faustina, fi Iulia. Ia, unde-i soarele? Ia, uite așa. E invers.
Ritualul denarilor, deci, oameni buni. Și? Ia. Ăla e, nu se vede că e pălărie. Nu se vede, mă. Ritualul, da? Ala deci când găsiți, ba, îl băgați pe frunte, că o să vă aducă noroc să găsiți și alții. Sunt mai oameni buni. Moneda, ți le-am trimis acum. Ua, ce frumos e argint de calitate. Argint bun. Trebuie să o identificăm acum. Superbă. Inel, da. Uite ce frumos e. Tot din asta. Asta-mi pună? Lumea, na. Ce? Multă lume spune că ar fi și ăsta. Multă lume spune că ar fi roman și ăsta cu circulețe cu nebuni. Mi-e greu de dat, dar asta ar fi o dovadă că lângă denar. O să-i las prefața asta aici. Mă bă puțin că-ți mă. Ia ăla. Ia stai. A, nu-i că-ți mă. Dă-i, bagă-o dată. Guguloiul ăla. Ce-o fi? Guguloiul ăsta? Aha. Guguloiul ăsta este un... ceva de la ei. Fii atent ce mișto e. Ce? Să nu spui că e greutate. Fii atent ce. Păi poate să și fie, uite, că wow, e o formă de asta. Este. Cu gaură. Dăm niște apă. Poate să fie greutate. Să fie greutate, Roman. Da, greutate. E greutatea asta. Da, ce mișto e. Greutate de cântări. E. E grea? Este, e de prun, până la mea are. Are și gaură. Trebuie să aibă și scris pe ea. De obicei avea o ștanță ceva. Bă, nu, e, are gaură. De are sus până... gaură, da. Ciudat, poate să fie altceva. Poate să fie altceva. Mișto. Vedem. A, nu v-am arătat nasturile. Stai că am o nasture. Am buzunar. Ce ai găsit tu acolo? Babaros. Wow. Deci un nasture românesc, nemțesc, nu știu. Dar fiți atenți aici. Aici e mai interesantă treaba. Bă, dar au avut ăștia sestări, deci erau bancheri mari. Dar și așa invers. A stat bine pe monede, băieți. Da, ei sunt parate de rând. Hai ce să vezi pe... din păcate. Se vede împărat, se vede aici. Un împărat, sigur se vede. Ceva. Yeah. Vai de mama lui de împărat. Fă, n-ai ce să... ăla e, ba, să știi că se identifică după profil, după... frumos, așa asta, ce să mai zic? E romană, e romană. Ce monedă am mai găsit? 100 de lei, Mihai Viteazu. Până și asta e terminată. Ale de 2000 de ani rezistă. 63 de ani a făcut o varză, uite. Credeți? Lângă încă o monedă de 100 de lei. Nu putea să fie, mă, denari? Aie, ne mulțumim și cu astea. Foarte frumoase.